Salut, mă băieți și fete, și bine v-am regăsit la un nou minunat videoclip. Înainte să începem videoclipul, nu uitați, vă rog frumos, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel, să dați o distribuire, să vadă și prietenii voștri, să mă urmăriți pe Instagram, Gasca Ian cu litere mici, pe Facebook Ian Gasca, pe TikTok Ian Driver 18 și să dați un like acestui videoclip și haideți să începem. O să vă arăt ce modificări s-au mai adus casei aici. Deci, după cum observați, avem peretele acesta, da? Avem bec și aici, după cum se observă pe filmare, da? Avem scaun, acesta este, da? Iarăși avem bec și aici, frumos, da? Sigur. Hai că nu se focalizează, stai așa să iau mai în detaliu, da? Acesta este becul. Așa, mai departe. Avem întrerupător, oprirea, stingerea, prindere în lumină, avem aici. Acesta este, da? Uitați. Și dacă apăsăm pe ăsta, am stins lumina care era acolo. Bun, acum să trecem la următoarea, este baia. Pentru a prinde lumina în baie, avem aici. Deci avem așa. Am aprins lumina. Aici deocamdată, uitați-vă, deocamdată este doar oglinda și nu este lavoarul, după cum se observă. Și mai lipsește câteva, deci, viceul și ăsta, vana, da? Care de descăldat. Ok, bun. Stingem lumina. Mergem în următoarea odaie, care este aici. Aici. Aici avem așa. Noptieră, pardon. Dulap de genul care se deschide în trei uși, da? Haideți să vă și arăt, da? Deci avem aici, da? Deocamdată aici nu-i nimic, da? Se deschide aceasta. Se deschide și aceasta. Da? Și se deschide și aceasta. Da? Bun. Acum, să ne închidem pastea. Da? Că aici nu avem nevoie pentru că nu are nimic în ea. Închidem și ușa aceasta. Bun. Acum, să mergem în următoarea odaie, care este aceasta de aici. Aici avem așa. Aici deocamdată nu s-a pus noptierele, doar acolo. Aici s-a pus doar acest dulap. Tot de genul acesta este, care se deschide în trei uși, da? Bun. La nivelul 2 avem așa. Să ne urcăm sus, să vă arăt mai multe detalii, da? Bun, haideți să ne urcăm sus. Foarte frumos aici. Dar momentan nu este gata. Dar haideți să ne urcăm, dacă ați apăsat deja pe butonul de abonare, pe clopoțel, așa, și haideți să vă arăt aici. Aici. Deocamdată nu este nimic pus, nici este loc liber, după cum se vede. Este doar un covor care nu este montat momentan. Avem așa. Deci uitați-vă doar ce avem aici. Da? Bun. În următoarea odaie avem așa. Aici nu avem nimic. Da? Momentan. Aici avem oglindă. De fapt, ușa este cu oglindă, după cum se observă. Și iarăși avem debara acolo. Așa. Avem... Ăsta probabil este depus, nu știu, ca un dulap, dar este ceva gen, nu știu, niște lucruri aici. Acesta este patul, care momentan nu este montat nimic, este doar patul și atât.
Sus avem, uitați, hai să mă dau mai așa să se vadă. Deci sus avem lentele, da? Bun. Acum, ieșim din această cameră, da? La bucătărie. La bucătărie avem, o să vedeți ce modificări s-au adus. Momentan, vă arăt așa, doar ce s-a mai modificat. Știu că n-am mai filmat de mult videoclip de genul, dar vă arăt în acest moment. Vreau la acest video foarte multe like-uri. Vreau să-mi spuneți părerea în comentarii, cum vi se pare modificările. Mie îmi place, eu zic că mie îmi place modificările care sunt, dar vă întreb și pe voi să-mi spuneți în secțiune de comentarii cum vi se pare modificările aduse casei. Așa. Pentru că vreau și din partea voastră să să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Acum, stingem lumina de aici, pentru că nu mai avem nevoie acolo. Da? Bun, o stingem de aici. Avem întrerupătorul acesta care am stins lumina, da? Perfect. La bucătărie. La bucătărie, lumina se aprinde de aici. Momentan aici, de aici se aprinde, da? Bun. Deci de aici se aprinde. Uite, avem LED-urile acestea. Da? Bun. La bucătărie, aici, momentan nu s-a pus, doar s-a pus, uitați. Deci, să începem cu dulapul acesta, care este mare, da? Perfect. Sub el avem mașina de spălat aici. Ăsta este saltarul, așa se deschide. Sertarul, da? Bun. Aici, momentan, nu s-a montat totul, dar aici, deschidem și pe acesta. Deci aici avem mașina de spălat, cred. Da, aici este. Vedeți? Deci aici este. Închidem la loc. Așa. Și mai avem pe aici. Uitați, avem și ăsta este un alt dulap. Dar ăsta este mai diferit un pic. Păi, cam acestea sunt modificările. Adică nu e cine știe ce special. Oprim lumina ca să nu... Așa. Și cam acesta a fost videoclipul de prezentare la casă. Ce modificări s-au mai adus. Oprim și lumina asta, că am uitat să o opresc. Așa. Și vă aștept deja luni, pentru că eu o să filmez videoclipul duminică, așa. Luni va apărea videoclipul, așa. Așa că vreau să-mi dați un follow pe Instagram la Gascaian cu litere mici, așa. Pe Facebook, Ian Gasca, să-mi dați acolo un follow. Pe TikTok, v-am spus, Ian Driver 18. Să vă abonați la canal în caz că nu sunteți abonați și sunteți noi pe acest videoclip, ați dat click și vizualizați acest videoclip. Apăsați pe butonul abonare care se află aici, apăsați pe clopoțel și veți primi notificare, în caz că doriți, când postez următorul videoclip și despre ce va fi. Așa că eu am fost Ian Driver, vă mulțumesc pentru că m-ați vizionat până la finalul acestui videoclip, ați fost alături de mine. Eu vă doresc o zi bună și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!